de stau la Cuvântul lui Dumnezeu și Domnul mi-a pus pe inimă ca seara zilei astăzi să continui ceea ce Dumnezeu a deschis bine seara Cuvântul Domnului, începând cu fratele Ghițe, care a vorbit despre omul chemat de Dumnezeu. Și mi-am adus aminte de acest cuvânt, din Cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei 12 și mă gândeam și când vorbea fratele Petre despre Ieremia, un copil. Iisus, robul lui Dumnezeu. Ce înseamnă rob? V-ați gândit vreodată? Rob înseamnă să fii un om foarte credincios cuiva. Iisus a fost credincios lui Dumnezeu. Biblia spune că ești rob lucrului de care ești, cum? Robit, stăpânit, dominat. Ai o pasiune, oamenii au pasiune. Unii iubesc tenisul, alții știu eu, iubesc pescuitul, alții iubesc multe lucruri și fac orice. Pentru că sunt rob lucrul aceluia. Noi vrem să fim robi lui Dumnezeu. Amin. Doamne, binecuvintează! Am fost rob păcatului, așa vorbea fratele Vasile cu scul meu, am fost rob păcatului. Dar Dumnezeu ne-a scos de acolo, ne-a dus la viață, ne-a ales. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Iisus a fost ales de Dumnezeu. Amin. S-a auzit un glas din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El să ascultați. Și vorbeam vine seara de Ioan, care l-a ales Dumnezeu să pregătească calea Domnului Iisus Hristos. El a trăit aproape 30 de ani și s-a tăiat capul la dansul unei fete, pentru că a plăcut celor care a văzut cum dansează și a zis, îți dau jumate împărăția. Cere un orice. Dar i-a cerut capul lui Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai sfinți oameni de pe pământ. Și mă gândeam că de dimineață spunea fratele Ghiță că Dumnezeu a chemat pe Avram. Eu am continuat și am spus că Dumnezeu l-a chemat pe Isaac, Dumnezeu l-a chemat pe Iacob, printr-o minciună, a luat binecuvântarea fratelui său Esau și a fugit. S-a temut de Esau și a pus o piatră căpătâi și a dormit acolo și a avut un vis, a văzut o scară. Și a zis, aici este poarta cerurilor. Aici este Dumnezeu. Facă Domnul să vedem în casă de rugăciune locul unde este prezent Dumnezeu. Ales Dumnezeu un Gedeon, un fricos. Ales Dumnezeu o văduvă pe Rut. Ales Dumnezeu oameni judecători pe Deborah. Ales Dumnezeu oameni care au căutat să-L slujească pe Dumnezeu. Ales Dumnezeu un împărat, un David care a căzut în păcat și Dumnezeu l-a numit cum? Om după inima mea. Ales Dumnezeu tine. Șadrac, Meșac și Abednego. L-a ales Dumnezeu pe Daniel. Un tânăr. Acest om, de trei ori pe zi, ce făcea? Deschidea fereastra către Ierusalim și se ruga lui Dumnezeu. Ne îndemna, frații, să ne rugăm în seara zilei de astăzi. Ne îndemna, frații, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Vreți să fim și noi niște oameni aleși de Dumnezeu? Doamne, binecuvintează-ne la aceasta. Amin. Ales Dumnezeu un tânăr și noi de multe ori când ridică Dumnezeu tineri și le dă darul de vedenie, de prorocie, spunem, tu, un copil, mă înveți pe mine. Și ne rugăm și spunem, Doamne, scoate slujitor, Doamne, ridică vasă de lucru. Și când îi ridică, spunem, prin ăsta vorbește Dumnezeu. Oh, nu-l cunosc eu pe ăsta. Este fiul tâmplarului. Mama lui se cheamă Maria, tatălui se cheamă Iosif. Oare așa să fie? Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem că Tu ne-ai adus la mântuire, la viața veșnică. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem că Tu ridici tineri și faci să se împlinească ceea ce ai prorocit prin prorocul Ioel. Bătrânii vor visa ce? Visuri. Tinerii ce vor face? Vor proroci. Doamne, binecuvintează tinerii din biserică. Amin. Să prorocească. Și de multe ori zic, Doamne, ridică măcar un dar de vedenie atunci când se ridică bărbații să vestească cuvântul Tău sau știu eu altcineva să cânte sau să aducă îndemn, Tu să arăți de bune bine izvorul. M-aș bucura, n-aș vrea Domnul să arate de unde vine izvorul. Amin. Să fie un izvor curat după voia lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvintează la aceasta. Domnul a ales pe Daniel și l-a numit om prea iubit. Prea iubit și scump.
Doamne, ajută-ne să fim și noi niște oameni scumpi înaintea Ta, niște oameni iubiți de Tine, slăviți să fie numele Domnului. Amin. A venit Domnul Iisus Hristos și și-a ales 12 ucenici, așa-i? Între ei a fost și unul care n-a fost după voia lui Dumnezeu. A ales Dumnezeu vameș. Și când a ales pe vameș, ce au spus o mulțimea? Păi ăsta l-a ales Domnul Iisus, mănâncă și bea cu vameș și cu păcătoși, așa-i? Așa am fi gândit și noi. A ales Dumnezeu un om care și-a lepădat de învățătorul lui cu mâna în sân și a spus: eu nu-l cunosc pe omul acesta, n-am nimic de-a face cu el. Știți cine era acesta? Petru. Dar noi de câte ori ne-am lepădat de Iisus, de când am încheiat legământ cu El? Gândiți-vă. Dar noi de câte ori n-am fost așa cum vrea Dumnezeu să fim? Haideți să ieșim ca Petru afară, să plângem în seara zilei de astăzi, să spunem: Doamne, iartă-ne! Amin. Ales Dumnezeu un Pavel, așa cum se vorbea de dimineață prin fratele Petre, că de multe ori avem intenții bune, gânduri bune, dar ne îndreptăm în altă parte. El a avut intenții bune să meargă să-i prindă pe creștini, pentru că era un om învățat, a învățat la picioarele cel mai mare învățător din vremea aceea. Dar el s-a întâlnit cu Dumnezeu. Doamne, fă ca să am faitul să se întâlnească cu Tine. Amin. Doamne, fă ca pocăiții din orașul acesta să aibă o întâlnire reală cu Tine. Amin. Nu să spună: îl cunosc pe Dumnezeu. Îl cunosc pe Domnul Iisus. Am auzit de Duhul Sfânt. Vreau să spun că Dumnezeu este același, El nu se schimbă. Mărire, rămâne același ieri, azi, în veci de veci. Nu se schimbă. Noi oamenii ne schimbăm. Domnul să ne binecuvintează noi să fim după voia lui Dumnezeu. Amin. Să fim aleși de Dumnezeu. Amin. Îmi spunea fratele Ghiță că la urmă vrea să facem o rugăciune pentru un frate bolnav și ne-a venit în minte. În vremea aceasta cel mai mult le este frică să se roage pentru bolnav. Le este frică să se roage pentru cauze, că să tem că ies duhurile din acela bolnav și intră în ei. Oare așa să fie? Și atunci ce Dumnezeu slujim noi? Doar venim la biserică să facem teatru, să facem spectacol, unii să fie actori, alții, știu eu, telespectatori, plătim biletul, că se face colectă în biserică și plecăm acasă. Așa vrea Dumnezeu? Dumnezeu vrea să fim toți un trup, amin, un suflet, o inimă, amin, un gând, un cuget. Și atunci când ne rugăm pentru cel bolnav, bolnavul să se vindece, amin, n-ați vrea. Omul acesta, Petru, lepădat de Domnul Iisus Hristos, după ce l-a primit, s-a întors la Domnul. Spune Biblia că el când trecea umbra lui peste bolnav, ce făcea bolnavul? Să te măduia. Umbra noastră câți bolnavi a vindecat? A vindecat vreunul. Dumnezeu nu s-a schimbat. Ne lăudăm cu Domnul Iisus, ne bate cu pumnul în piept și spunem că suntem botezați cu Duhul Sfânt. Și că așteptăm să vină Domnul și vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvintează, să ne ajute să îl slujim pe Dumnezeu cu adevărat. A ales Dumnezeu oameni care l-au slujit cu adevărat, care nu le fost frică. A ales Dumnezeu pe Ilie și la jertfa de seară, când s-au adus jertfa, după ce și-au bătut joc de prorocilor Baal și au zis: strigați mai tare, poate nu vă aude. Cu alte cuvinte, strigați, poate dus în vacanță, știu eu. Strigați să vă audă. Și-au făcut tăieturi în trupurile lor, dar curs sânge. El a zidit altarul, spune Biblia, a aruncat o apă odată, de două ori peste jertfă și a zis: Doamne, fă să se cunoască că Tu ești Dumnezeu. S-a prins jertfa, fraților. S-a prins, pentru că credea cu adevărat în Dumnezeu. Și era un om supus acelor slăbiciuni, ca și noi, spune Biblia. Cum suntem și noi în fiecare zi supus slăbiciunilor. La fel era și Ilie. Domnul să ne binecuvintează pe noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Amin. Iată robul meu pe care l-am ales. Prea iubitul meu. Acesta era Domnul Iisus Hristos. Ales, iubit, ascultător. Domnul Iisus Hristos care ni s-a arătat. S-a făcut tăcere în cer. De o jumătate de oră. Că cine merge? A venit Domnul Iisus, că nu s-a găsit nimeni, și a zis: mă duc eu. În sulul cărții este scris despre mine. A părăsit gloria cerului. Spune Biblia. A venit și s-a născut și a trăit ca noi oamenii.
cum trăim noi. I-a fost sete, i-a fost foame, măcar că era Fiul de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să fim ascultători Ție, să Te slujim pe Tine. Să spune cuvântul Domnului, voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecată. La ce judecată se referă cuvântul lui Dumnezeu? Judecata aceasta, care ne arată prin Biblie standardul de sfințenie a lui Dumnezeu. Noi spunem și ce mai mult spun creștinii în ziua de astăzi, nu este chiar așa Dumnezeu. Nu este chiar așa. Dumnezeu este bun, este milos. Dumnezeu are un standard de sfințenie. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem sfințenia pe care o dorești Tu. Amen. Pentru că așa ne rugam și așa ne-a îndemnat fratele să ne pună Dumnezeu peste nou duh de cunoștință, de înțelepciune, de pricepere și plăcerea noastră să fie frica de Domnul. Domnul nu iubește păcatul. Iubește Dumnezeu păcatul? Iubește Dumnezeu răutatea? Iubește Dumnezeu minciunea? Iubește Dumnezeu fățărnicia? Nu iubește Dumnezeu. Acest proces care durează în viața noastră toată viața, de când ne-am pocăit. Doamne, ajută-ne să fim oameni după voia Ta. Doamne, ajută-ne să fim oameni care Te slujim pe Tine, care Te căutăm pe Tine. Evrei, capitolul 8, vreau să dau citire, spune cuvântul Domnului, de la versetul 6, așa de minunat vorbește cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 8, începând cu versetul 6, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun că s-a așezat pe făgăduințe, cum? Mai bune, spune Biblia. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Și îmi vine în minte că ca să scoată poporul Israel din Egipt, pe cine a ales Dumnezeu? Pe Moise. Un bâlbâit. Era bâlbâit, fraților. Era bâlbâit. L-a ales Dumnezeu să scoată poporul. Domnul să ne binecuvintează să iubim lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul. Căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Îl cunoaștem pe Domnul. Avem Biblia acasă. Păi și vecinii noștri au Biblie. Eu m-am născut într-o familie de ortodoxi. Țin minte că eram undeva pe clasa 7 când un vecin pe strada mea erau mulți pentecostali. O vecină mi-a dat o Biblie. A fost prima Biblie care am primit-o. Nu trebuia să vină vecinul să-mi spună. Cunoaștem pe Domnul. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum ne îndemna frații, ne face să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne! Ajută-ne să nu se pună praful pe Biblie, ci ajută-ne să le cercetăm. Eu obișnuiesc că ne iau o Biblie al lui cineva, mă uit așa la file. Dacă ele sunt murdare așa pe aici, știu dacă este citită Biblia. Dacă este curată, să știți, acea Biblie nu este citită. Dacă se citește mai mult în psalm, o să vedeți că la psalm este mai murdară. Dacă se citește mai mult în Noul Testament, o să vedeți că la Noul Testament filele sunt mai murdare. Domnul să ne binecuvinteze să o citim, fraților, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Iată legământul care l-a făcut Dumnezeu. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor, prin faptul că zice un nou legământ, am mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce am îmbătrânit, este aproape de pieire.